Nu multor oameni le plac șerpii și cu cât mai mare este reptila, cu atât mai înfricoșător arată. Aceste creaturi au ceva mistic. Mulți cred că șerpii au darul hipnozei. Despre ei există destule legende, dar unele istorii sunt doar ficțiune. Astăzi o să vă arătăm niște momente surprinzătoare care au fost capturate pe camera de filmat și vă veți convinge singuri cât de fantastice pot fi aceste creaturi, așa că puneți un like și să începem! Două anaconde s-au împletit într-o legătură amoroasă fix în mijlocul drumului. Aceste imagini rare au fost filmate în Brazilia. Un alt pescar a văzut o anacondă ureașă de aproximativ 6 metri în lungime. Anume acest șarpe puteți să-l vedeți și voi în aceste imagini. Doar uitați-vă la această gură! Anacondele sunt carnivore și capabile să înghită pe oricine le iese în cale. Iar acest șarpe a fost capturat pe cameră când se târa pe un drum de țară. Stomacul lui era plin, de aia se mișca foarte lent. După cum puteți vedea, șerpii deseori sunt nevoiți să treacă drumul și sunt creaturi destul de lente, așa că martorii mereu au timp să facă un video sau câteva poze. Și în Florida poți să întâlnești șerpi uriași. De exemplu, în aceste imagini vedeți cum niște vânători au prins un piton de vreo 6 metri aproximativ. Iar această anacondă de 10 metri a fost observată în Brazilia. Corpul ei avea un metru lățime. Camera de supraveghere dintr-o secție de poliție din Thailanda a surprins un moment înfricoșător. Un șarpe s-a târât înăuntru și a încercat să atace un bărbat, dar el l-a prins și l-a dus de acolo. Din cauza ploilor abundente, apa de râul Amazon s-a ridicat puternic, inundând satele din apropiere. Și apa a adus cu sine șerpi, de exemplu această anacondă enormă de 6 metri. Anume, în Amazon se găsesc cei mai mari șerpi. În această zonă, cel mai des pot fi capturați pe camere monștri adevărați. Iar lungimea acestui șarpe este de aproximativ 15 metri. Oare titanoboa nu au dispărut sau așa s-au mutat anacondele moderne? Printre altele, șerpii se urcă în copac cu mare dibăcie. Acest piton se pare că are numai puțin de 7 metri. Cu siguranță cântărește destul de mult, dar iată că asta nu l-a încurcat să ajungă sus. Șarpele se urcă spirală în jurul trunchiului, apoi corpul lui se comprimă și decomprimă ca un arc. Niște pescari brazilieni au găsit cadavrul unui șarpe uriaș în râu. Doar uitați-vă la acest monstru! Se pare că acest șarpe a înghițit pe cineva cu adevărat enorm, dar n-a putut să-l digere. Asta a fost ultima lui masă. În timpul pescuitului în Puerto Rico, pescarii au găsit în apă o anacondă galbenă imensă. Necătând la denumirea ei, nu e chiar atât de galbenă. Această culoare de pe pielea șarpelui se potrivește cu nuanțele de verde și gri. Această specie nu este cea mai mare printre anaconde, dar uneori lungimea indivizilor ajunge și la 5 metri. În medie, lungimea anacondelor este de obicei de aproximativ 4 metri, în timp ce greutatea poate ajunge la 90 de kilograme. Aceste imagini au fost filmate în Brazilia. Un șarpe se târa prin mijlocul drumului la o bucată de noapte. În această țară există atâția șerpi că unii localnici își fac animale de companie din reptilele uriașe. Lângă oameni, ei pot trăi de două ori mai mult timp decât în sălbăticie.
O anaconda gigantică era filmată pe cameră în São Paulo. Tipii care au găsit-o erau speriați, dar totuși au reușit să filmeze un video scurt înainte ca șarpele să fugă. Un piton de 8 metri au găsit constructorii din India în timpul muncii. Le-a luat jumătate de oră să prindă șarpele. Era o femeie însărcinată. Cu părere de rău, șarpele a murit după naștere. Așa se întâmplă cu pitonii uneori. Dar specialiștii au văzut pe video cum unul din oameni a lovit șarpele și au presupus că asta a putut provoca daune interne. Dar cel mai înfricoșător este să vezi un șarpe gigantic lângă sau pe casa ta. După forma șarpelui, poți să încerci să ghicești pe cine a înghițit la prânz. Cum credeți? Ce animal a fost victima acestei anaconde? Câinii ori sunt super curajoși, ori n-au idee ce creatură periculoasă e în fața lor. În loc să fugă, au început să latre, apoi să atace. Locuitorii insulei Kalimantan susțin că au văzut un șarpe de 80 de metri lungime, dar e greu de crezut. Chiar și Titanobaus străvechi avea numai mult de 15 metri în lungime. Lungimea acestui piton e de 6 metri, dar un locuitor al Floridei a decis să-l prindă în speranța că va continua să crească și că într-o zi va deține recordul cărții Guinness. Acest șarpe nu e cel mai lung, dar sigur unul dintre cei mai groși. Deși pare că se mișcă lent, poate ataca fulgerător. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi, scrieți-ne în comentarii, vouă vă plac șerpii? De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like! Pe curând!